Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragilor, despre ce poate fi vorba. Și-a vrut să cadă și cartea asta. Hai să o luăm și pe asta. Da, uneori cărțile o iau înaintea mea, înaintea gândului meu, așa încât nu pot să fac decât pe placul lor. Hai să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în ceea ce vă privește pe voi, cei care sunteți într-o relație și vă doriți să știți mai multe despre această conexiune a voastră, da, încotro se va orienta aceasta în perioada următoare, sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta, dacă cineva va veni în viața dumneavoastră, da, cineva nou, sau dacă situația va rămâne așa în continuare, sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viața dumneavoastră. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba aici. Iată că prima carte din etalare este Justiția. Se pare că, nu știu ce ați făcut, dragii mei, în această conexiune cu o persoană dragă vouă, cu o persoană la care voi vă gândiți tot timpul sau mai tot timpul, există o situație care vrea să se balanceze, există o situație care vrea să se echilibreze între voi doi, în sensul că, da, se pare că nu prea ați vorbit în ultima perioadă sau ați luat o distanță unul de celălalt, da, și acum sunteți morocănoși amândoi, sunteți cu ochii plânși, chiar aș putea spune, chiar dacă unii dintre voi sunteți la distanță unul de celălalt și vă este cu atât mai greu, da, să suportați situația, dar aceia dintre voi care nu sunteți la distanță unul de celălalt și care puteți să vă vedeți față în față, să știți că amândoi muriți de nerăbdare să vorbiți unul cu celălalt, da? Pentru că simt că a fost o situație grea, o situație dificilă în viața dumneavoastră până acum și această situație dificilă este pe cale să se termine, da? Indiferent că această situație poate să fie avut legătură cu cineva din familia voastră, cineva care a fost împotriva relației voastre, cine știe, poate că amândoi aveți deja o relație la activ, adică în sensul că sunteți căsătoriți, poate, sau ați fost căsătoriți, da, și acum încercați din răsputeri să clădiți această relație stabilă alături de acest partener, parteneră și se pare că v-ați cam poticnit, da? Nu prea v-au ieșit lucrurile așa cum v-ați dorit de la început. Dar iată, dragii mei, că începe să se facă lumină în această relație, începeți să vorbiți din ce în ce mai bine, începeți să clarificați lucrurile dintre voi și acest lucru aduce mai multă limpezime, mai multă claritate în relația voastră, astfel încât și voi puteți ști încotro vă îndreptați, da? Pentru că asta este cel mai important până la urmă, da? Să știți cum stați. Hai să vedem și următoarea carte, da. Iată că avem aici un 10 de bâte care îmi vorbește despre o situație dificilă, acea situație dificilă prin care majoritatea dintre voi, spuneam, ați trecut. Poate că unii dintre voi ați avut de-a face cu stabilizarea unei situații dintr-o relație anterioară, da? În sensul că poate ați divorțat de cineva sau poate sunteți în curs de a divorța de cineva și atunci, da, aveți de-a face cu aceste procese, da, prin care trebuie să treceți, partaj și așa mai departe, dar tot felul de situații care trebuie să se clarifice din acest punct de vedere de asemenea pentru voi și simt că voi, chiar dacă aveți această persoană în viața dumneavoastră, da, chiar dacă aveți la cine să vă gândiți în aceste momente, din punct de vedere sentimental, voi nu doriți să îl încărcați sau să o încărcați pe acea persoană cu problemele dumneavoastră, da? Preferați să țineți aceste lucruri pentru dumneavoastră, preferați să spălați rufele murdare în familie, cum s-ar spune, da? Chiar dacă acea familie nu vă mai aparține sau, mă rog, nu mai este ce a fost, da? Eu am dat un exemplu, bineînțeles, lucrurile pot sta cu totul diferit în situația ta, dragul meu sau draga mea, poate că te-ai lovit de cu totul alte probleme în viața ta, poate că ai avut probleme la serviciu, poate că ai avut probleme cu oamenii răutăcioși din jurul tău, poate că unii dintre acești oameni ți-au pus bețe în roate când a venit vorba de această relație cu conexiunea cu această persoană la care tu te gândești, da? Oricum simt că, iată, ai simțit la un moment dat că această relație îți este interzisă, da? Cam ăsta este cuvântul de ordine când vine vorba de această conexiune, da? Parcă
parcă oamenii din jur nu au aprobat această relație a ta și nu ți-au dat voie să experimentezi această relație așa cum tu ți-ai fi dorit. Dar totuși tu ai depășit această situație și iată că pentru aceia dintre voi care sunteți într-o conexiune la distanță, mai ales pentru voi, dragii mei, distanța emoțională, distanța fizică dintre voi nu va șterge faptul că voi puteți să comunicați, faptul că voi puteți să legați o conversație extraordinar de interesantă în perioada aceasta. Da? Și în această conversație simt că unii dintre voi vă veți pierde așa printre cuvinte pe telefon cu această persoană și nu neapărat că sunteți la distanță, da? Asta poate să se deruleze și între persoane care sunteți foarte aproape unul de celălalt, dar preferați acest mod de comunicare, da? Prin telefon sau prin internet, da? Pur și simplu simt că, iată, stați de vorbă ore în șir cu persoana voastră și încercați să ajungeți la o înțelegere, încercați să... Bineînțeles că vă pierdeți în amănunte, da? De multe ori vorbiți despre nimicuri, vorbiți despre... Nu contează despre ce vorbiți. Important este că păstrați această conexiune, important este că păstrați dimensiunea aceasta a apropierii foarte bine legată între voi, da? Și iată că, printre altele, această persoană a voastră cu care voi comunicați, cu care voi începeți să vorbiți, vă va lansa o veste, da? Vă va da o veste, vă va da o știre. Poate fi această știre în legătură cu jobul său sau în legătură cu o noutate care poate apărea la jobul său, poate că va fi avansat în muncă sau poate că îi se va mări salariul sau poate că în perioada următoare va fi disponibilizat sau disponibilizată sau poate că va trebui să facă un drum spre casă și atunci va fi posibil să vă vedeți din nou. Da? Îmi vine o veste spre tine, dragul meu sau draga mea, din punct de vedere al persoanei tale și această veste te va bucura nespus de mult. Da? Asta simt aici. Și hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că sunteți supărați, supărate. Este ca și cum cineva s-ar fi băgat în această relație a voastră, cineva ar fi încercat să vă bage bețe în roate. Și dumneavoastră, bineînțeles, că stați și vă gândiți câteodată, Doamne, dar de ce oamenii ăștia n-or avea altceva de făcut? Adică chiar nu au ceva mai bun de făcut decât să-și vadă de viața mea? Cam asta este întrebarea pe care tu ți-o pui în aceste momente. Și chiar dacă vrei câteodată să te lupți cu acești oameni care îți pun bețe în roate sau care îți fac răutăți, da? Ai vrea așa să ieși fățiș în fața lor și să le spui clar, uite-mă, atacă-mă acum dacă poți. Cam asta este atitudinea pe care tu o ai în aceste momente, dragul meu sau draga mea, dar bineînțeles că te abții, că nu poți să te manifesti chiar așa. Oricum simt că tu vei ieși victorios sau victorioasă din această situație până la urmă, pentru că până la urmă simți că situația în sine nu ți aparține. Da? Problemele care s-au creat între tine și persoana ta sau între tine și o persoană din trecutul tău sau între tine și o persoană din familia ta, problemele acestea de fapt nu există. Da? Ele s-au creat așa din nimic. Și atunci îți dai seama că tu de fapt ești victorios, că tu de fapt ai câștigat deja bătălia înainte de a fi început, pentru că de fapt nu aveai ce să câștigi, da? De fapt nu aveai pentru ce să te lupți. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, cărțuliile astea s-au cam așa, s-au cam risipit. Hai să vedem, dragii mei, rapid, așa să trecem și prin aceste cărți. Iată că avem aici pajul de bâte alături de justiția. Este clar că această persoană, dragul meu sau draga mea, va dori să vorbească cu tine și mai mult decât va dori să vorbească cu tine, va dori să inițieze o nouă etapă în relația voastră de cuplu, în sensul că, da, va pune
va îndrăzni de această dată și va veni cu toate greutățile la pachet, da, cu toată situația prin care a trecut și este foarte posibil să devină foarte deschis sau deschisă față de tine în perioada aceasta, este posibil să-ți spună chiar și acele lucruri pe care a dorit să le țină pentru el sau pentru ea. De ce? Pentru că va simți că așa este bine să facă, da, că este bine să împărtășească cu tine și aceste secrete. Adică nu avea rost pentru ce să mai țin acele lucruri secret atâta timp cât ele s-au întâmplat aproape fățiș în viața lui, da? Este clar că până la urmă tu, dragul meu sau draga mea, ai simțit că această persoană are anumite probleme, ai simțit că lui sau ei nu era tocmai bine în viața sa, că ceva s-a întâmplat, da? Și bineînțeles că ai intuit ceva, da? Dar nu știai clar despre ce este vorba, așadar te vei bucura în momentul în care această persoană îți va aduce această claritate și iată că avem aici 9 de pentacule, dragii mei, se pare că o perioadă foarte bună din punct de vedere financiar vine spre tine și vei călca în picioare toate problemele acelea, toate dificultățile prin care tu ai trecut, da? Este foarte posibil ca multe probleme să-ți fi fost date tocmai pentru a fi duse, pentru că lumea știa, știi? Lumea știa atitudinea ta vis-a-vis de probleme, știa că tu o să le duci singur sau singură, știa că tu nu preferi să nu vorbești cu nimeni despre ele și știa că acestea până la urmă te vor doborâ, da? Adică spera la acest lucru, dar iată că tu te vei ridica mai puternic, mai puternică și Dumnezeu parcă îți va da și mai multe în desagă, da? Adică abundența se va împrăștia spre tine din toate părțile, ca să zic așa, la un moment dat, astfel încât vei fi răsplătit sau răsplătită pe deplin pentru munca ta și pentru toate eforturile pe care le-ai depus, da? Și mai ales pentru ceea ce ai suportat. Hai să vedem și următoarea carte. Iată, avem din nou justiția alături de acest 8 de bâte. Spuneam, în viața ta va veni un moment de răscruce în care vei afla niște vești surprinzătoare din partea persoanei tale, iar aceste vești să te ia puțin pe nepregătite, dar într-un sens pozitiv, da? Este posibil să afli că această persoană ta va veni în curând acasă sau va fi posibil o întrevedere între voi doi, o întâlnire, ceea ce te bucură enorm de mult, da? Este ca și cum, iată, justiția vine să facă dreptate din nou în viața ta, da? Este ca și cum ți se deschide o nouă perspectivă asupra vieții, da? Simți că odată cu această apropiere ți se vor lua toate greutățile de pe suflet și vei uita tot ce a fost rău în viața ta și te vei apropia din nou de acea perspectivă pozitivă, optimistă asupra vieții pe care o dorești atât de mult. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici împăratul alături de acest 5 de spade și spuneam, te-ai certat cu cineva sau ți-a fost greu într-o situație sau ți-a fost greu într-o relație cu anumiți oameni, dragii mei, dragile mele, v-a fost greu, dar asta nu înseamnă că tu nu te poți ridica, asta nu înseamnă că tu nu poți să devii din nou stăpân în viața ta, că nu poți să preiei frâiele vieții tale ca și altă dată. Din potrivă, dragul meu, draga mea, iată că lucrurile se decid din nou în favoarea acestor aspecte și tu simt că, într-adevăr, vei ști ce să faci în orice situație de acum înainte și mai ales vei avea o putere extraordinară asupra evenimentelor din viața ta, da? Adică vei reuși să îți canalizezi energia spre ceea ce ai nevoie să o faci, da? Și cam atât. Adică nu-ți vei mai risipi energia în mod eronat, da? Adică spre lucruri care nu merită energia ta. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem din partea îngerașilor romantici. Da, ți se cere să te eliberezi de control, da? Adică dacă tu simți că acest control ți-a fost impus din exterior, dacă tu simți că anumite persoane au vrut să controleze evenimentele din viața ta sau au vrut să impună o anumită ordine în viața ta după cum au dorit ele,
Ei bine, dragii mei, dragele mele, trebuie să fiți conștienți sau conștiente că aceste lucruri nu se pot întâmpla după bunul plac al unuia sau al altuia, ci pur și simplu se poate întâmpla doar după bunul tău plac, da? Pentru că este vorba de viața ta și bineînțeles că lucrurile se vor pune în ordine și aici în cele din urmă. Da? Trebuie doar să te eliberezi de control, să nu mai crezi tu că faci tu neapărat toate lucrurile, gândește-te și la acea divinitate care, bineînțeles, ne privește așa pe toți și uneori zâmbește spre noi, pentru că știe mai bine, da, ce ne trebuie și ce nu ne trebuie într-un moment sau altul. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Chakra 1 și Arhanghelul Mihail, care îmi spune că unii dintre voi s-ar putea să vă fi făcut niște probleme anapo, da? V-ați făcut niște griji degeaba, da? În aceste momente, nu știu, v-am spus, parcă cineva v-ar fi băgat bețe în roate, parcă cineva nu era de acord cu ceea ce voi spuneați, cu ceea ce voi făceați și acest lucru vă descumpănea, da? Adică vă făcea să vă simțiți nesiguri pe voi sau nesigure. Și mai ales nesiguri sau nesigure de viitorul vostru, da? Nu știați încotro vă orientați, nu știați dacă veți mai reuși să faceți lucrurile pe care le-ați început și așa mai departe, da? Dar iată că Arhanghelul Mihail vine să rupă aceste legături negative pe care tu le ai cu anumiți oameni din jurul tău și să nu te mai gândești, să nu te mai focalizezi asupra acestora și pur și simplu să-ți vezi de trebușoara ta. De calea ta, hai să mai luăm un card din partea acestui oracol. Da, iată că vei trăi sentimente adevărate de dragoste alături de o anumită persoană. Este clar că atunci când iubim o persoană, dragii mei, dragile mele, emoțiile pe care le simțim spre el sau spre ea sunt incomensurabile, da? Nu pot fi măsurate aproape cu nimic. Cam asta vei simți tu alături de această persoană de care ești, cu care ești în aceste momente și te vei bucura în continuare de relația voastră. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!